Agențiile de turism sunt în căutare de motive pentru a atrage clienții să le treacă pragul. Înainte de perioada turismului deschis și a vacanțelor de iarnă, asul din mânecă este sărbătoarea de Halloween, care începe să prindă din ce în ce mai bine și la români. Cam fiecare an, agențiile de turism vin în întâmpinarea acestei sărbători cu oferte foarte generoase. Anul acesta se promovează foarte mult partea de munte. Avem și solicitări pentru predeal, curios, la prețuri foarte avantajoase. Vă dau un exemplu, cu pensiune completă, două nopți de cazare la 315 lei. Ofertele sunt generoase, totuși se cere costumație specifică. Un weekend la predeal costă, spre exemplu, 180 de lei de persoană. Tariful include două nopți de cazare, mic dejun, cină în decor adecvat sărbătorii. Pentru ca seara de Halloween să fie cât mai specială, în program sunt incluse și mici surprize. Pentru că e Halloween, vorbim de mister, așa că din ofertele scoase la bătaie de agențiile de turism nu lipsesc concursurile de cioplit bostani, premiile surprize, cinele festive și premiul pentru cel mai bun costum. Începe pe 28, cu dată de intrare, se termină pe 30, două nopți de cazare, pensiune completă, premii, foc de tabără. Halloween-ul este celebrat în noaptea de 31 octombrie, mai ales în Statele Unite, Canada, Marea Britanie și Irlanda. Celții credeau că în acea noapte fantomele celor decedați se întorc să bântuie pământul. Pentru alungarea duhurilor rele, participanții se costumau înspăimântător, aprindeau rugi și jertfeau animale.